suntem mai apropiat. Iau un loc, vin bine dispusă. Nu știu ce ziceați voi de Paris Hilton dintre astea. Eu am rămas la Maluma, al meu. L-am ascultat peripit aceeași piesă tot drumul. Am și dansat în mașină, să nu fiți lângă mine. Băi, explicați-mi asta. Și nu vă săturați de ea, mă? Păi cum, de ce o ascultați? Vă dă tot timpul aceeași stare? Da, de bine! Florine, o viață întreagă și nu mă satur. Și nu te satur. Pe cuvânt. Bine, alții cresc copii de o viață și nu se satură. Da, și mai tot fac, nu? Copii, unii dintre noi. Nu știu despre ce vorbim acum, să-i zic, Ramona, noi nu ne mai vedem. Diva noastră e sărbătorită sâmbătă. Așa că trebuie să-i spun la mulți ani de pe acum. Ce vrei? Cu mine nu. Bomboane și șampanie, rău. Știi, le iau și bine. Eu nu vin mai la parte dacă sunt invitată semi-permanentă, cum ai zis tu, la nu, servesc parte. Permanent. Ce înseamnă semi-permanent? Da, nu vrei să spui mai bine ce ne-ai pregătit pentru asta? Cunoaștem o trupă de teatru compusă numai din mămici. Mămicile și-au făcut trupă de teatru interactiv. Ce fain! Da, e drăguță povestea. Cum a început totul? Dana, cea care a venit cu ideea, lucra într-o multinațională, corporatistă, femeie de carieră, a făcut primul ei copil, pe Iulia. Și Iulia, foarte energică, a tot început să-i spună povești, poezii, trebuia să o țină cumva ocupată și poveștile astea au ajuns tot mai lungi, tot mai lungi, până s-au transformat în scenarii de teatru. Și uite, așa au venit piesele, s-au strâns patru mămici, și au făcut costume de coruri la ele acasă. Acasă? Ajutate de copii. Deci așa a pornit totul. De fapt, tot așa se întâmplă și acum. Nici o treabă cu actoria, bănuiesc. Făcut. Una dintre ele are, restul... și restul e așa. Entuziasmul ăsta, da, și iubirea de copii și faptul că au copii acasă și că le înțeleg nevoile copiilor, vine să le ajute foarte mult și ce se întâmplă acolo, nu, ele nu joacă pe scenă. Nu există așa o linie care să separe micii spectatori și mari, pentru că sunt și părinți de cei de pe scenă, da, și pot oricând să schimbe firul poveștii. Adică ei teoretic au un scenariu, dacă ăștia mici vin cu ideea, nu știu, vreau să fiu și eu acolo și vreau să fiu un, nu știu, unicorn, poate intra în poveste și se poate transforma în personajul pe care își dorește să-l interpreteze. Deci, cumva, viitorii actori, nu? Mici actori în devenire, exact, probabil, cumva. Ajutați foarte și fain. Inspirați de mame. Mamele și aduc, ele au copii cu vârste cuprinse între un an și 19 ani. Și ăștia mai micuți vin cu ele pe la, în momentul în care au piese de teatru și animă publicul. Hai, deci e o treabă de familie. Aici, micii spectatori. Mari spectatori, dacă simt, dar ăștia mici mai degrabă sunt eliberați de constrângeri. Imediat, și, exact, imediat intră. Dar, hai, da, dacă nu, Diana, noi suntem mame, ele au mereu un loc acolo pentru mame care își doresc să facă asta, deci și de ce să merge și cu copii. Pii, că e mult mai simplu. Ne-ai adus și imagini bune, și să înțeleg? Și tu să fii în sală, v-am adus imagini amuzante. Hai să le vedem împreună.